Alan Zimmerman, pe numele lui. Bob Dylan și-a luat numele în adolescență de Bob Dylan după un poet la care visa și pe care îl iubea. Este vorba despre Dylan Thomas. Bob Dylan, marele cântăreț, marele autor de lyrics, a fost și a rămas și este un mare poet. A început să scrie versuri din adolescență, deși el recunoaște că primele poeme pe care le-a comis au început în 1961, la vârsta de 20 de ani. De atunci până acum, Bob Dylan a scos 3 volume de versuri, toate se intitulează poeme 1962 Up Late. Cel mai recent a apărut în 2014, se numește The Lyrics Since 1962 și este editat de un profesor universitar specialist în poezia americană a perioadei, Christopher Ricks. Acum 2 ani am publicat la editura Humanitas Fiction în colecția Poezia, selecția lui Mircea Cărtărescu, 100 de poeme ale lui Bob Dylan, traduse de Mircea Cărtărescu. Volumul se numește Suflare în vânt. Iată că acum publicăm un volum care are crâmpeie din toate aceste poeme scrise și antologate de Bob Dylan. Volumul a fost considerat roman, a fost considerat proză poetică, a fost considerat pur și simplu volum de poeme. Se numește Tarantula, a fost scris de Bob Dylan la mijlocul anilor 60 și publicat în 1971. Bob Dylan a avut un grav accident de motocicletă în 1966, a tot vrut să revadă acest volum. Chiar pentru asta s-a întârziat până în 1971. Tarantula este un tur de forță, este o mare încercare pentru un traducător. Și numai un poet ar fi putut să-l traducă. Dar nu orice poet. Un poet care consonează cu spiritul poemelor lui Bob Dylan. Și acesta este Sorin Gherguț, care a avut o inițiativă aprobată de Bob Dylan cu entuziasm, foarte bună pentru text, și anume, la urma textului există un glosar de nume care se găsesc în acest volum. Tarantula de Bob Dylan, tradus de Sorin Gherguț, cu o prefață de Mircea Cărtărescu, căruia permiteți-mi să-i dau cuvântul.